Pace. Vă mulțumesc frumos că m-ați primit în seara aceasta. Chiar mulțumesc frumos fraților slujitori că n-au schimbat studiu biblic. Asta e foarte important. Când biserica își propune ceva, nu schimb după cum vine fiecare musafir, ci dacă musafirul vrea să slujească, slujește acolo, dacă nu poate, stă și ascultă. Nu știu, m-am gândit... Atunci când cineva, nu vorbim de biserica dumneavoastră, când cineva dă un îndemn la rugăciune, să zic, ești într-o biserică undeva ca musafir, cum sunt eu în foarte multe locuri, și cineva dă un îndemn la rugăciune și spune de toate și nu spune nimic și vorbește lung, în mintea ta ce zici? Eu e cam critic, mă gândesc, bă, îți bagi joc de mireasa lui Hristos. Noi am venit aici să ne închinăm și tu spui balivernă. Dar când cineva dă un îndemn așa foarte scurt și punctual, ar trebui să-l apreciem. Nu știu cum îl cheamă pe fratele care n-am fost atent, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Eu știu, ne-ai spus pentru ce să ne rugăm scurt, ce trebuie mai mult, pentru ce și... Din punctul meu de vedere, sigur că noi ne exprimăm punctul de vedere, chiar dacă nu le place unora că spunem așa, din punctul meu de vedere, la rugăciune, cel mai important lucru e oamenii să se roage. La rugăciune, fără predici, fără... La rugăciune le-ai spus pentru ce ne unim împreună, ne rugăm, ăsta este lucru mare, da? Ei, în seara aceasta am trecut de rugăciune și ajungem la studiu biblic. O întrebare pentru surori. Spuneți-mi care este diferența, în înțelegerea dumneavoastră, care este diferența între o predică și studiu biblic? Până vă gândiți dumneavoastră, frații, diferența între o predică și studiu biblic. Cum? Teoretic, da, da. Și la predică, nu puteți spune întrebări. După predică pot spune întrebări. Da, bă, s-ar putea să fi spus chiar un mare adevăr. Să vă spun înțelegerea mea. Înțelegerea mea este următoarea. Predica trebuie să fie un cuvânt special din partea lui Dumnezeu pentru nevoile bisericii de aici și acum. Ce înseamnă asta? Că fiecare predicator ar trebui să caute mult în rugăciune voia lui Dumnezeu. Și ar trebui să spună, Doamne, eu peste 3 săptămâni sunt acolo pe program. Dacă mă ții în viață, dacă mă ții cu sănătate, toate celelalte, ce vrei tu să transmiți bisericii tale prin mine? Asta ar trebui să fie prima frământare. Ce vrea Dumnezeu să transmită prin mine bisericii în momentul respectiv? Pentru că Duhul Sfânt știe cine vor fi prezenți atunci, care sunt nevoile lor și numai Duhul lui Dumnezeu poate împlini nevoile respective, să răspundă la nevoi. Odată ce am primit călăuzirea lui Dumnezeu, că în ziua respectivă ar trebui să vorbesc despre bunătate, apoi cer călăuzirea de unde despre bunătate, că aș putea vorbi din Scriptură din 200 de locuri probabil despre bunătate, și apoi când Dumnezeu mă ajută să găsesc și pasajul din Scriptură, apoi începe studiul biblic. Și apoi după ce am făcut studiul biblic, în particular, trebuie să vin și cu aceeași putere, cu aceeași înțelepciune, cu ajutorul Duhului Sfânt, trebuie să transmit cuvântul ca să ajungă acolo unde trebuie. De asta, dacă vreți să vă rugați pentru slujitorii voștri, rugați-vă să caute mereu voia lui Dumnezeu. Să găsească mereu voia lui Dumnezeu. Să știți că e foarte ușor. Uitați-vă la oamenii care vorbesc. Poate să vină unul, vorbește un ceas, vorbește foarte bine biblic, îți mai intră ceva la rotițe, pleci acasă nemișcat. Poate cu mai multă informație. Vine altcineva, vorbește câteva minute, exact acolo unde a trebuit. Dumnezeu ți-a vorbit.
Dacă unii cred că e ușor să predice, încercați varianta asta. Să fii sigur că ești în voia lui Dumnezeu și că transmiți ce vrea Dumnezeu pentru momentul respectiv. De asta, apropo, asta cu predicile, știți cum mai zic câte unii că își fac un butoi de predici, apoi o ține aici, o ține dincolo, e cu da și nu, pentru că întrebarea mea este, oare chiar e voia lui Dumnezeu ce am primit pentru seara aceasta aici, să fie și dincolo și dincolo, sau mi-e mai ușor mie? Când e vorba de studiu biblic, este mult mai ușor, pentru că ai scăpat de prima povară foarte grea, sau de primele două, să te rogi lui Dumnezeu despre ce să vorbești și de unde să vorbești. Că frații vin și îți spun, vorbești de aici. E simplu. Când e vorba de predică, zici, Doamne, Biblia atât de mare, acum de unde? Când e vorba despre studiu biblic, e simplu. Îmi spune fratele, vezi că seara asta suntem 1 Corinteni 15 și 16. Credeți că m-am mai rugat de unde să vorbesc? Cu asta am scăpat, cu de unde, cu toate celelalte. Am trecut la studiu biblic. Ei, ce-i foarte important la studiu biblic? Atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu să spunem ideile noastre din cuvânt. Că asta se practică, să știți. Am eu o idee și atâta caut eu un verset până versetul ăla, chiar dacă e ironic, se potrivește cu ideea mea. Și gata, l-am rezolvat pe acolo, da? Partea cealaltă este să iau din cuvânt o singură idee care îmi place și să vorbesc pe ideea respectivă, de să n-am nicio treabă cu pasajul biblic. Atunci vorbesc despre un subiect care, apropo, l-aș putea vorbi poate din multe alte locuri, dar, deci când mă duc la studiu biblic, e foarte important să înțeleg ce vrea, ce a vrut Duhul lui Dumnezeu să spună prin pasajul respectiv celor de atunci. Pentru că, ascultați-mă, ce a spus Dumnezeu celor de atunci, ne spune și nouă astăzi. Amin? Știți care sunt diferențele? Aplicațiile. Cum aplic pentru generația respectivă și cum aplic pentru generația mea. Ideea să nu furi. Poate să treacă mii de ani, că nu se schimbă. Să nu furi rămâne o poruncă. Cum aplicam în urmă cu 100 de ani? Să nu furi ouă de la găina vecinilor sau ceva, nu știu, să nu furi mere din copacul vecinilor. Cum aplic asta dincolo de mere și pere? Că acum copiii voștri nu fură mere. Spune-i să nu furi intelectual. Era o vreme, da, e bine că au trecut vremurile alea, că s-au terminat cu CD-urile și cu astea, când copiau pocăiții la CD-uri, frate, și toate. Și ce era asta? Furt. Luai munca lui celălalt, că-i cu cântări, cu furt, da, la noi ce? Tatăle făceai în numele Domnului. Ei, aici e diferența la aplicație. În seara aceasta o să mergem, sunt două capitole, o să fie o chestie lungă, să vedem cât o fac de scurtă. Doar să vă amintesc întreagă, că ați văzut acolo niște cărți, niște broșuri, regula rămâne aceeași, luați ce considerați că puteți folosi voi și donați ce considerați că puteți dona ca să putem face donații și la alții. Sigur că ideea mea mereu este să nu vă gândiți doar la voi. Poate vă gândiți la un prieten, la un dușman, la cineva care n-a fost la biserică, un tânăr, un bătrân, nu știu, cineva care poate chiar s-ar bucura și îi faceți un cadou în numele Domnului și o să fie foarte bine. Mai permiteți-mi să spun ceva, poate s-a spus, o să vă spun eu o perspectivă, cum văd eu scrisoarea către Biserica din Corint, prima scrisoare. O văd ca o chemare ca biserica să redevină la normalitate. Biserica a început bine. Și ascultați-mă, mulți pot începe bine pe viața, în viața de credință, mult poți începe bine viața de familie și multe biserici încep bine. Din nefericire, dacă nu suntem atenți, în orice domeniu putem devia. Putem devia ca persoane, putem devia ca familiști, putem devia ca biserică. Apostolul simte responsabilitatea și cu ajutorul Duhului Sfânt încearcă prin această scrisoare să-i cheme înapoi la calea cea dreaptă, la normalitate. Și prima chemare din capitolul 1, știți care este? Nu mai fiți dezbinați, vă chem înapoi la
Unitate. Pentru că normalitatea este să fim un singur trup, să fim una în Hristos, să nu ne dezbinăm nici pe darul, nici pe predicatori, cine-i Pavel, cine-i Chifa și toate celelalte. După capitolul respectiv vine o chemare la normalitate în ce privește hrana. Hrana spirituală. Știți că spune, domne, nu mai fiți copii. Nu vă mai hrăniți tot cu din astea de bebelaș. Ar trebui să ajungem la hrană tare, sar așa peste ele, da? Normalitatea în zidire. E normal să clădești pe temelie și e normal pe temelie să clădești ce trebuie. Ei ce făceau acum? Unii n-aveau nicio treabă. Ei clădeau. Frate, noi zidim, da? Păi zidim ce ne place nouă, nu zidim ce ne cheamă Hristos să zidim, da? E trist că biserica trebuie să fie chemată la normalitate, să revină la normalitate când e vorba de viața morală. Și știți că Apostolul Pavel spune, oameni buni, între voi este curvie, între voi este păcat și normalitatea este să revenim la o viață sfântă, trăită pentru Domnul. Știți că și în viața de familie, chiar când e vorba de relații intime, capitolul 7, ei sunt chemați din nou la o normalitate. La cina Domnului cum era la ei? Că cina o luau, așa-i? Ferească Dumnezeu ce Babilon era acolo. Unul era biat, unul era flămând, altul, și ziceau că masa Domnului. Spune, fraților, dacă voi vreți să fiți biserica lui Hristos, trebuie să reveniți la normalitate și în ce privește aceasta. Capitolul 13, să revenim la normalitate în iubire, adică iubirea cum o vede Dumnezeu, nu cum o vedem noi. Urmează capitolele cu cadourile duhovnicești, să revenim la normalitate și în primirea lor și folosirea lor. Și apoi vine capitolul 15. În capitolul 15, aș putea spune că se dezvoltă un singur subiect, dar o să-l împart cumva în două și o să vedeți de ce. În prima parte, apostolul merge foarte succint. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă. Știți ce m-a impresionat apostolul Pavel? În capitolul ăsta parcă spune, deci că n-am nimic nou. Deci, pe bune, haideți să vorbim așa. Voi ați invita un predicator care n-ar nimic nou să vă spună. Să sunați la unul, îi trimiteți un mesaj, frate, să vii la noi, să spună, păi frate, eu aș veni la voi, dar n-am nimic nou. Bă, frate, lasă-ne, dacă n-ai nimic nou, că noi, știi, așteptăm noutăți, nu știu ce, și noi suntem ca aia la alții care aștepta numai lucruri noi. De ce zice apostolul Pavel că n-am nimic nou? El spune, eu n-am o evanghelie nouă, n-am o evanghelie modificată, ferească Domnul să fie modificată. Știți că la un moment dat el spune, dacă aș veni cu o evanghelie modificată, să fiu considerat anatema. Păi, Pavele, cum n-ai nimic nou? Ce simplu, Viorele. Dumnezeu nu s-a schimbat, Hristos nu s-a schimbat, Duhul Sfânt nu s-a schimbat, calea mântuirii nu s-a schimbat, păcatul nu s-a schimbat, natura omului nu s-a schimbat, cerul nu s-a schimbat, iadul nu s-a schimbat. Ce noutăți îți dau? A, bun, ar putea spune Pavel, vă aduc un sug nou, că astea, nu, s-o înoit, vă arăt o cămașă nouă, o chitară nouă, dar în cele duhovnicești ce să vă arăt nou? Pentru că Dumnezeu și lumea Lui nu se schimbă, slăvit să fie Domnul. Și el spune, dragii mei, eu vin cu aceeași evanghelie care nu mi-aparține. Este evanghelia pe care am primit-o, voi ați primit-o, ați crezut în ea și sunteți mântuiți dacă ce? Dacă o păstrați exact cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Cuvinte foarte dure, așa-i? Poate că ar trebui să ne oprim din studiu biblic și să ne întrebăm, noi chiar credem toată Evanghelia? Chiar credem Evanghelia așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu? Sau noi am mai îmbunătățit ceva? Pentru că, ascultați-mă,
orice, cu ghilimele, orice îmbunătățire, orice adaus sau orice se scoate din Evanghelie, face ca Evanghelia să fie falsă. O Evanghelie falsă va genera o credință falsă, o credință falsă va genera o viață falsă și o viață falsă va conduce înspre un iad real. Ăla nu va fi fals. Pavel spune, subiectul pe care îl deschid cu voi ține de mântuire. Nu este un subiect așa de încredințare, că putem avea, sunt domenii în care putem avea păreri diferite, dar aici este vorba de mântuire și dacă nu rămânem toți, și eu spune Pavel și voi, lângă Evanghelia curată și nu rămânem 100% în ea, am crezut degeaba, ce am făcut este degeaba, pentru că nu mai suntem mântuiți. Sunteți mântuiți dacă. În momentul în care vorbește despre Evanghelie, aduce imediat o întrecere esența Evangheliei. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, cum a spus, nu este invenția mea, că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturii, a fost îngropat, a înviat a treia zi conform Scripturii, s-a arătat lui Chifa, celor 12, după aia s-a arătat la cei 5.500 de frați, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Nu știu dacă v-am spus, eu când am citit asta și eram copil și am aflat că ăia sunt în viață, am zis, Doamne, dar ce bătrâni trebuie să fie ăștia. Mai sunt în viață. Dar când erau în viață? Dar foarte interesant, vedeți, când Pavel spune cei mai mulți din cei 500 de oameni sunt în viață. Ce însemna aceasta? Ce însemna? Trăiau. Și ce puteam face eu? Să mă duc să-i caut și... Să întreb, să verific. Păi, zice lumea despre voi că e adevărat? Vedeți, Pavel spune, noi nu ne jucăm, avem dovezi foarte palpabile că Iisus Hristos a înviat, da? Și apoi vine ceea ce ar trebui, noi ce spunem până aici? Că s-a arătat lui Petru, că s-a arătat, ce spunem până aici este în baza Evangheliei. Dar ascultați ce spune el. În urmă mi s-a arătat mie. Și Pavel spune așa, dovada că Iisus Hristos este viu sunt eu. Interesează-te, Viorel, cine am fost eu. Îți spun eu cine m-a schimbat pe mine. Tu interesează-te cine am fost, uită-te cine sunt și dacă tu vei întreba de ce e diferența aceasta radicală, răspunsul va fi, m-a schimbat Hristos. Hristos cel viu. Cum stăm la capitolul ăsta? Câți dintre noi putem să spunem oamenilor, păi hai să lăsăm toate teoriile alea, dacă unul spune, băi, eu nu cred că este asta, nu cred că este asta, nu cred că este asta, spun, bun, hai să te întreb eu ceva. Vrei să-ți faci un pic de timp să te interesezi cine am fost eu? Mă cunoști acum? Vrei să afli și trecutul meu, da. Și vrei să știi ce facultate m-a schimbat? Niciuna. Vrei să știi ce guvern m-a schimbat? Niciuna. Încearcă, unii stau jumătate de viață în pușcărie, nu-i schimbă nimeni, numai mai rău. Alții trec prin toate școlile, nu-i schimbă nimeni. Încearcă toată lumea, programe de educare, educare, nu funcționează. Vine Hristos și schimbă viața radical, din mort viu. Amin? Întrebarea mea, dacă nu avem mărturia aceasta, noi suntem schimbați? Dacă noi nu putem spune am fost orb și acum văd, cu ghilimele de rigoare, am fost mort, acum trăiesc, am fost pierdut, acum, am fost robul păcatului, acum sunt robul lui Hristos, chiar s-a produs în noi transformare? De ce face introducerea aceasta? Vorbind despre mântuire, care sigur este legată de Hristos, de Hristos cel viu,
Pentru că, foarte interesant, în timp ce Pavel spune, eu n-am nicio noutate, eu vin la voi fără noutăți, Pavel zice, da, fraților, am aflat că voi aveți noutăți. Eu sunt același, eu sunt cu aceeași Evanghelie, cu același Hristos, cu aceeași nădejde, dar am aflat că voi aveți noutăți. Păi ce noutăți? Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat dintre morți, cum zic unii din localitatea vecină, cum zic unii din altă biserică că Iisus n-a înviat? Sau cum scrie? Versetul 12. Cum zic unii? Ia citiți. Dar unii de unde? De aici, din biserica, din Corint. Deci, vedeți, la Pavel nu se schimbă nimic, dar la Corinteni se schimbă. Acum, ce trebuie să știm noi? Așa a fost întotdeauna, așa va fi întotdeauna. Imperiul Roman a adus multe avantaje. Două din ele foarte importante, pe lângă limba care o vorbeau. Două din ele foarte importante. Drumuri pentru circulație, posibilitatea de a circula și pacea din imperiu. În vremuri de pace, te miști. Ești ocrotit, te miști mai ușor și te miști cu ce ai. Partea bună. Cine se putea mișca ușor în vremuri de pace și să circule? Apostolii Domnului cu Evanghelia. Slăviți să fie Domnul. Nu seamănă un pic și astăzi. Oarecum trăim vremuri de pace, putem circula, dacă fratele vrea, se urcă pe avion, merge în Australia, de acolo merge. Te duci în fiecare loc cu Evanghelia, predicându-L pe Hristos. Dar, în vremuri de pace, credeți că numai cei cu Evanghelia circulă? Deci dacă avem drumuri, dacă avem avioane, dacă avem pașapoarte, circulăm toți. Nu circulă numai trimișii Domnului. Circulă și învățători falși, circulă și oamenii trimiși de nimeni, circulă și solii satanei, circulă și aia care, știți cum se ne-au frații, Domnul nu i-a trimis noi, au venit la voi, au făcut tulburar, dar nu i-a trimis nimeni, n-au nicio încredințare din partea noastră. Apropo de asta, biserica de multe ori dădea o scrisoare și mâna dreaptă de însoțire. De asta Pavel, când își trimitea un coleg, scria o scrisorică și semna acolo eu Pavel ca să știe că ăla vine cu ștampil autentificat. Ei, și se pare că la Corint au ajuns niște persoane care cred că tot religioși ei, dar aveau un lucru clar. Ei nu credeau în învierea morților. Cineva din Corint i-a primit. Că nu trebuie să-i primească biserica, frate. Câte familii aveți în biserică? 200. Nu trebuie să-i primească toți aia 200. Numai 2, 3, 4. Ne întâlnim la noi în casă, mâncăm cârlanul, bem sucul, ne și rugăm și apoi zice, băi, voi chiar credeți că este asta cu învierea morților? Da, ăia își mai invită și pe ăia că ne plac curiozitățile, da? Și uite așa, prieteniile rele, ce fac? Strică obiceiurile bune. De ce credeți că apostolii erau atât de duri și spuneau, dacă vine cineva cu o învățătură deosebită, să nu-l primiți în casă, să nu-i spuneți bun venit. De ce? Pentru că tu, prin ceea ce faci, te faci părtaș împreună cu el, cu ea, la transmiterea ereziilor. Foarte dur erau apostolii. Să știți, probabil noi n-am fost învățați să ținem așa de mult la turma lui Hristos. Dar Hristos ține la turma lui. Noi n-am fost învățați, că ai zis în seara aceasta, să ne rugăm pentru mielușei, pentru oițe. Noi n-am fost învățați să ținem la fiecare membru. Știți care este ispita? Mai ales la o biserică mare.
pe de o parte, n-ai cum să-i ajuți pe toți, că dacă e biserica mare și nu-i foarte bine organizată, nu știi ce se întâmplă. Auzi după nu știu câtă vreme. Și mai există și o ispită dacă nu suntem atenți. Păi dacă avem o grămadă de membri și dacă se pierde unul, aia mă ducă să ce dacă... Serios, dar parcă păstorul cel bun gândea altfel. Am 100 de oi și una se rătăcește. Ce zice? Nu, no, asta ți-a trebuit. Ce face? Îl doare, suferă. Chiar în seara asta mă gândeam în timp ce mă rugam la următorul lucru. Știți că într-o zi mulți din ucenicii Domnului Iisus Hristos îl părăsesc. Ține Mântuitorul o predică și zic, vorbirea asta e prea de tot, cine poate să o sufere, cei mai mulți părăsesc. Și reacția Mântuitorului este că se întoarce spre cei 12 și spune, voi nu vreți să plecați. Am spus eu în mai multe rânduri, e bine așa, noi nu avem Biblia pe note și atunci punem noi tonalitatea. Spuneți-mi când Iisus Hristos le-a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Cu ce duh, cu ce atitudine a zis-o? În sensul, puteți să plecați că mă descurc și fără voi? Sau poate cu lacrimi în ochi că ăialalți pleacă, cu mâhnire, cu durere, că ăialalți pleacă? Îi întreabă, vă duceți și voi? Urmați și voi sau voi rămâneți? Dacă te uiți la Domnul Iisus Hristos și dacă îl auzi, știi ce spune El Tatălui? N-am vrut să se piardă niciunul. S-a pierdut fiul pierzării, dar mă bucur că în afară de fiul pierzării nu s-a pierdut niciunul. Nu în biserică. Poate conducerea bisericii era atentă în Corint și nu pui pe oricine. Dar deja erau în biserică oameni care nu mai credeau în învierea morților. Pavel află și de fapt capitolul, să știți, pe asta se bazează. Capitolul tratează tema aceasta a învierii morților. Și Pavel vrea să demonstreze încă o dată, foarte bine argumentat, că există o înviere. Și primul argument pentru învierea noastră, știți care este? Învierea lui Iisus Hristos. De asta el începe cu învierea lui Hristos, unde bănuiesc că cei mai mulți din Corint spuneau, noi credem în învierea lui Hristos, pentru că noi pe învierea lui Hristos ne bazăm. Ei, Pavel spune următorul lucru, nu te poți juca. Dacă tu crezi în învierea lui Hristos, înseamnă că există înviere. Dacă nu crezi în înviere, înseamnă că n-a înviat nici Hristos. Păi nu, eu aș vrea... Cred în învierea lui Hristos, dar nu cred în învierea mea. Dar noi nu ne putem juca cu ea. Ori le luăm la pachet, ori le respingem la pachet. Nu este înviere, n-a înviat nici Hristos. Dacă n-a înviat Hristos, Pavel spune, gândiți-vă că praf suntem, toți suntem dezastru. Și cei ce au plecat și noi, toți suntem praf. Dacă a înviat Hristos, înseamnă că există înviere și înseamnă că vom învia și noi. De ce credeți că se dă atât de mult bătălia pe învierea noastră? Ascultați-mă! Uneori mai tare dă diavolul bătălia pe învierea noastră decât pe învierea lui Hristos. Știți de ce? Pentru că eu, teoretic, pot accepta învierea lui Hristos de-o prin faptul că accept învierea, cred în învierea lui Hristos, dacă rămân la o simplă teorie, nu voi schimba viața cu nimic. Dacă a înviat Hristos și eu nu voi învia, învierea lui Hristos este o problemă în dumnezeire, în economia lui Dumnezeu. Dacă eu nu înviez, chiar nu mă interesează nimic. Poate că a înviat Hristos, că n-a înviat Hristos, că va fi judecata dreaptă, că va fi Dumnezeu nu știu cum, chiar nu mă interesează. Ascultați-mă! Cel mai fain lucru pentru cei mai mulți oameni, știți care ar fi? Să nu existe înviere. Ascultați-mă, ar fi cel mai fain lucru.
Dacă m-ați întrebat și dacă nu există înviere, a, acum eu sper cu mintea mea și cu asta, și dacă n-ar fi înviere, frate, tot așa aș trăi, că mi se pare cea mai normală viață. Ei, în momentul în care accept că există înviere și pentru mine, atunci îmi pun problema dacă sunt pregătit pentru înviere, pentru că în momentul în care voi învia, mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu pentru judecată și atunci spun, dacă eu cred în înviere, eu trebuie să fiu pregătit pentru judecată. În momentul în care cred în înviere, cred în verdictul lui Dumnezeu și cred în veșnicie. Și mă întreb dacă sunt pregătit pentru rai sau dacă sunt pregătit pentru iad. Credința în învierea mea îmi va face să-mi schimb viața. Credința în învierea mea îmi va face să mă pun în raporturi bune cu Dumnezeu. Pentru că pe tronul judecății va sta Iisus Hristos. Credința în înviere mă face să iau cu seriozitate Biblia, că Pavel spune Dumnezeu va judeca lumea după cuvântul Lui, după Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Așa că ideea aceasta cu învierea morților, pe de o parte e foarte greu de crezut la unii. Știți că Pavel, când a ajuns la capitolul învierii, au zis, frate, nu, oprește, la capitolul ăsta te ascultăm altă dată decât niciodată. Dar este vitală pentru noi. Ei, fraților, Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. Știți ce înseamnă asta? Că este înviere. Știți ce înseamnă asta? Că vom învia toți, ori ne place, ori nu ne place. Ei, întrebarea este, suntem pregătiți pentru înviere? Dacă nu suntem pregătiți pentru moarte, nu suntem pregătiți pentru înviere, pentru că după ce murim, nu mai putem face nimic. A doua mare întrebare, știți care este? Cei de lângă noi sunt pregătiți pentru înviere? Pentru că nu vom învia doar noi. Nu vom învia doar noi. Vor învia toți. O să înviez eu, dar ești și tu. Ești și tu, ești și băiatul meu, ești și fata mea, ești și soția mea, sunt și nepoții mei și ai tăi. Și atunci întrebarea nu este doar dacă eu sunt pregătit pentru înviere. Dacă cu asta încep, dacă eu sunt pregătit pentru înviere. Și pregătirea, bănuiesc că nu mai trebuie să accentuez, nu face nimeni decât Hristos, Duhul Sfânt, prin cuvânt, amin? Prin transformările care le face El și prin transformarea finală. Mi-am pus problema să-i ajut și pe alții să pregătească. Știți când făceau spume la gură cei din Ierusalim? Când apostolii în Hristos vesteau învierea din morți. Și știți ce le-au dat acolo înscris? Să nu mai vorbiți despre ce? Puteți vorbi despre bunătate, puteți vorbi despre una, dar nu cumva să mai vorbiți despre învierea din morți și despre Hristos. De ce? Ca nu cumva oamenii să se trezească, nu cumva oamenii să se pocăiască, nu cumva oamenii să se pregătească. Deci, dacă m-aș întoarce la ceea ce spune Apostolul Pavel, ar fi următoarea concluzie. Mântuirea cere perseverență. Ați fost mântuiți, dar ca să fiu mântuit în ziua aceea, trebuie să mă țin de lucrurile auzite până la capăt. Amin? Mântuirea cere perseverență. Învierea cere pregătire. Nu poți să crezi în înviere și să nu te pregătești. Acum, marea găselniță a celor din Corint. Bine, gata, bun. Și dacă înviem, cu ce trup vom învia? Asta era marea lor problemă, cu ce trup vom învia. Dar Hristos cu ce trup a înviat? E clar că a înviat cu un alt trup. Sunt două lucruri interesante. Trupul nou seamănă cu cel vechi.
De asta, dacă unii vă puneți întrebarea, o să-l cunosc pe tata, o să-l cunosc pe mama, pe sormea, pe frații din biserică? Absolut. Stătea de vorbă cu cine? Cu Moise și Ilie. Păi de unde știi că e Moise și Ilie, dacă nu seamănă cu Moise și Ilie? Ăla se uită, nu știu, cu binoclu sau cu ce s-a uitat, cu telescopul din iad, unde se uită? În semnul Avram. Și pe cine vede? Pe Lazar. Dar ce scria pe fruntea lui Lazar? De unde știu că e Lazar acolo? Păi l-a cunoscut. Ăsta e Lazar. O să ne... Asta zic eu că o să fie una din tragedii. Eu nu știu dacă din... Sper că din cer nu se vede în iad. Dar din iad se vede în cer, se pare că... Și știi ce cred eu că o să fie o tragedie mare? Când o să se uite oamenii de jos, o să zică, tu, asta e vecina mea. Mă, dar pe ea nu a fost așa de deșteaptă ca mine, ea nu a făcut atâta școală ca mine, ea nu cu tare, ea nu cu tare. Păi ce a fost diferit la ea? Păi ce te zâdeam de ea că e pocăita? Aha, te zâdeam de ea că e pocăita. Ea era cu Hristos, cu biserica, cu nu știu ce, tot s-o bajocoream. Sau să spui, bă, dar eu am avut mai multă carte ca ea, eu am avut mai multe Biblii ca ea. Ăsta e vecinul meu, ăsta e colegul meu, ăsta e verișorul meu. Și să spui, eu puteam fi acolo mai bine ca el. Și puteai, și ai ales altceva. Da, asta e la trupul nou, se pare că rămâne înfățișarea. Dar trupul nou trebuie să fie total altceva, pentru că, fraților, haideți să vorbim deschis. Și o să fac precizarea. Nu că Biblia nu e adevărată, dar sunt momente în care Biblia trebuie să ne explice ceva ceresc la nivelul înțelegerii noastre. Acum, pe mine nu mă deranjează dacă voi credeți așa. Și eu am crezut așa, dar totuși vreau să vă întreb. Voi chiar credeți că cerul o să fie străzi de aur și porți de mărgăritar? Și ne dăm cu trotineta sau ce facem pe acolo? Păi spuneți-mi, cerul o să fie material sau spiritual? Cerul o să fie ceva pământesc sau ceva duhovnicesc? A, ce înțeleg eu că Ioan, Dumnezeu l-a inspirat pe Ioan, să ia din lumea lor, din limbajul lor, cele mai frumoase lucruri, ca să-mi transmit următoarea idee. Băi, Viorel, atâta de fain o să fie în cer, că merită să ajungi acolo. Păi noi vorbim de un Dumnezeu care este materie. Și dacă noi vom fi ca El, normal că nu vom fi materie, nu vom fi în trupul ăsta. De asta unii ne întrebăm că nu, dacă la unul i-a rămas urechea pe front, acum cum o fi el în cer, cu ureche sau fără ureche? Și vine apostolul și ca să nu intre în alte dezbateri, spune, voi fraților, voi vă pricepeți un pic la agricultură. Acum ăștia erau de la oraș, din Corint, dar un pic se pricepeau și ei la agricultură. Și spune, auzi, tu când ai semănat un copac, tu ce să ami, nucu? Sau pui o nucă? Păi tu pui o nucă din aia sau aruncă cioara și te întrebi... Păi apostolul spune primul lucru, să nu vă temeți de moarte, că asta este legea lui Dumnezeu. Dacă vrei să răsară, înainte trebuie să moară. Păi dacă în toată lumea lui Dumnezeu, asta e regula, asta e regula și cu noi. Ei, apropo, noi trebuie să plângem cu cei ce plâng, ori întotdeauna despărțirea de cei dragi va fi dureroasă, dar niciodată n-ar trebui să bocim ca la morți. Să nu ne întristăm ca ceilalți care n-au nădejde. Eu personal, nu știu, încă n-am văzut, poate nu s-a umblat, n-am văzut niciun țăran care să-l văd primăvara bocindu-se. Dar zic, ce faci, bat de orde? Vai, zice, m-am dus și am îngropat 10 saci de cartofi. Îți nenorocit, frate, îți nenorocit. Păi l-aș întreba, bă, dacă ești nenorocit, de ce ai îngropat? Ce zice ăla după ce a îngropat 10 saci de cartofi? Ăla plânge sau laudă pe Domnul? Păi de ce laudă pe Domnul? Că toți cartofii care i-a pus ei o să putrezească. Știți că toți cartofii o să putrezească? Știți asta?
Știți că tot grâul care se pune putrezește, că tot toată fasolea, știți că tot putrezește, ceapă tot, știți că tot. Și de ce nu boțește țăranul? Am zis, băi, Viorel, eu mă bucur că din ce putrezește acum, peste câteva luni, dacă Domnul ajută, o să adun 100 de saci. Știți ce face țăranul? Știți ce face? Crede în legea lăsată de Dumnezeu. Acum eu nu pricep, v-am spus, nu, deși și eu am plâns, plângi când se despar cei dragi. Plângi câteodată chiar fără să vrei. Plângi pentru anumite amintiri, plângi pentru... Uneori chiar nu te ascultă ochii, deși ești liniștit cu pace, ochii plâng că așa vor ei și nu-i pot stăpâni. Și apostolul spune, dar să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Te duci la câte o înmormântare, Doamne ferește, de pocăiți, Doamne, acolo nu mai există veșnicie, nu mai există rai, nu mai există Hristos, nu mai, Doamne, nu să mă ierte, că prima dată cu colegii mei, când auz că jalnică familie, eu mă gândesc, jalnic ești tu, mă, nu, jalnică familie, auzi? Și după asta, mai și spune, un virus nemilos, o boală nemiloasă, v-a luat mama. Tot îmi vine să-l strâng. Bă, frate, nu ți-e rușine. Ce boală nemiloasă? Spui-te la copii cu o boală nemiloasă. Și ce ar trebui să spunem noi? Dacă vorbim de cei clinicioși, dragii mei, nu înțelegem 100%. Dumnezeu a hotărât ca, prin metoda aceasta, de ce? Metoda contează. Dumnezeu a hotărât să o ducă pe mama în cer. Dumnezeu a hotărât să o ducă pe bunica în cer. De acum cerul e mai bogat, cei dragi sunt acolo. Noi în loc să vorbim lucruri care nădejde, îi mai îngropăm și noi, știi, pe vreo câțiva, da? Apostolul Pavel spune, oameni buni, păi uitați-vă la lucrarea lui Dumnezeu în tot universul acesta și atunci de ce excludeți omul? Și spune, exact așa cum celelalte sunt, trupul acesta este semănat în ocară, va învia în slavă, este semănat în putrezire, va învia în neputrezire, pentru că nu poate carnea și sângele, ce nu poate? Să moștenească împărăția lui Dumnezeu, pentru că această carne și acest sânge sunt materie, iar noi vom merge într-o lume glorioasă, spirituală, slăvit să fie Domnul. Amin. Auziți, vreți să-L ajutați careva pe Dumnezeu vis-a-vis de înviere, dacă tot vă frământă? Începeți cu usturoiul. Adică, dacă Dumnezeu vă cere ajutorul să răsară usturoiul, ajutați-L primat acolo, la usturoi, pătrunjel. Dar ce? Eu zic că se descurcă și fără noi, nu? Ce credeți, că la înviere nu se descurce? Și noi tăi pune întrebări, cum va fi? Nu, dragii mei, învierea este sigură. Și dacă vin unii și vă bagă tot felul de idei, nu acceptați o altă evanghelie. Hristos a înviat, este viu, slăvit să fie El. Învierea Lui este cea mai tare garanție că voi învia și eu. Pentru ce? Voi învia pentru viață sau pentru moarte veșnică? Asta este marea întrebare. Și de asta credința în înviere trebuie să mă ajute pe mine, pe de o parte să mă bucur atunci când pleacă cineva. În loc să mă gândesc numai la ce se vede, mă gândesc și la ce nu se vede. Că vine ziua aceea, la ultima trâmbiță, când morții vor învia toate celelalte și vom fi totdeauna cu Domnul, amin? Și mă gândesc la mine, la pregătire și la celelalte. Bun, trecem cu... Ce mi-a plăcut că fratele păstor la rugăciune... Nu mi-ai vrut să... Cele mai grele versete le-ai ales. Ai vrut să fii sigur că le auzim, da? Cred că ați priceput aia cu botezul pentru morți. Acum să vă dau eu mai multe variante. Deci, Pavel, nu cumva cineva, s-a spus și repede eu, nu cumva cineva să creadă că Pavel ne spune să facem asta. Pavel nu ne spune. Pavel zice, păi, voi faceți acolo. Ce faceți voi, treaba voastră? Spuneți-mi și mie care e logica. Dacă nu există înviere. Acum, dacă m-aș duce strict pe limba română, botezul pentru cei morți, ar fi mai multe sensuri. Nu știu exact care e sensul, dar unul ar trebui să ne dea de gândit. Botezul pentru cei morți poate fi botezul în locul celui mort.
Adică Iona nostru a mai venit pe la biserică, a auzit Evanghelia, n-a vrut să se boteze, pe patul de moarte s-a pocăit, dar nu l-a mai putut boteza. Și atunci noi care credem foarte mult în importanța botezului, ce să zicem? Acum cine se botează pentru Ion are vreun suport biblic? Nu. Deci noi nu putem, pentru cei care au plecat, nu putem să facem nimic. Deci botezul în locul lor, pentru cei morți, n-are niciun suport biblic. Pentru că botezul este o chestie individuală și le știți toate astea. Dar n-ați auzit pe câte unul? Am făcut asta pentru. Am făcut pentru soția mea, am făcut pentru soțul meu, am făcut pentru biserica mea, pentru părinții mei. Asta înseamnă am făcut de dragul lor. Sigur că noi ar trebui să facem lucrurile de dragul lui Hristos, amin? Dar eu am auzit o chestie foarte interesantă și m-am gândit că asta poate n-ar fi chiar așa de rea, deci în cazul ideal, tata a fost pocăit, mama pocăită, au rămas niște surori și una dintre ele era nepocăită. Și n-a putut-o lămuri nimeni, dar a lămurit-o cineva, o soră de-a ei. După asta am aflat o mărturie. Într-o discuție a zis că tu, Maria noastră, știi tu cum ne-a adunată tu ca pe toate la masă și se bucura fiecare să fim acolo și tot? Da, sigur, amintiri de familie frumoase. Și o să auzi, tu acum chiar vrei să-i strici bucuria lui tătuca așa noastră? Încerc, când vrea să ne adune pe toți lângă el, tu unde o să fii? Asta au mișcat-o pe ea. Păi, eu nu o să fiu cu tata la masă în cer. Adică eu o să rup chestia familiei. O să fie familia acolo și eu nu o să fiu acolo, că eu nu m-am pocăit. Și ăsta a fost unul din punctele de plecare. A spus, băi, eu trebuie să fiu și eu cu Iisus Hristos și de partea lui Hristos ca să fim toată familia acolo. Ar fi bine așa? Doamne ajută! Că poate unii nu prima dată de dragul lui Hristos, dar ajung și ei la maturitate. Gândește-te dacă faci parte dintr-o familie. De ce să fii tu singur în iad și ceilalți să fie în cer? N-ar fi familia frumoasă în jurul Domnului Iisus. Dar e clar că botezul pentru morți n-are nicio... L-a folosit Pavel ca să le arate că ce spun ei este lipsit de logică, ori într-o direcție, ori în alta. Și acum, ca să... Asta e partea frumoasă vis-a-vis de înviere, nu? Prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, știți că osteniala voastră nu este zadarnică. Și vine capitolul 16, unde o să mă leg numai de prima parte și vă rog să fiți foarte atenți. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți. Deci întrebarea despre ce se vorbește aici. Și despre ce se vorbește? Care e subiectul pe care îl abordează Pavel? Strângerea de ajutoare pentru sfinți. No, eu am văzut mulți frate care n-au nicio treabă, ei vorbesc de aici, ba despre zeciuială, ba despre una. Bă, frate, asta n-are treabă cu zeciuiala. Exact cum el, că poate nu a priceput bine, dacă vreți să abordați subiectul mai clar, deschideți la 2 Corinteni, capitolul 9, unde Pavel va reveni și spune, fraților, este deprisos, este în plus să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Asta îmi place la Pavel, spune, băi, nu mai are rost să discutăm despre strângerea de ajutoare pentru sfinți. Și apoi știți ce face? Un capitol întreg vorbește despre asta. Dar asta cumva, știi, le arată, bă, ar trebui să știți, dar hai că vă mai repet o dată, da? Deci, fraților, dacă ne gândim la aspectul financiar, nu e numai aspectul financiar, e aspectul material, că sunt oameni care nu pot da bani, cash, nu, dar pot să dăruiască altceva și mai ales într-o altfel de societate poți să dăruiești din ce ai tu, într-o societate agricolă, spui, n-am de unde. Eu chiar le-am spus colegilor noștri că ar trebui să predicăm chiar Biblia și nu să le spunem oamenilor, acum nu-i cazul la voi, să le spunem, aduceți bani la casa Domnului. Că ăștia de la țară, frate, o
nu știu, au 10 vagoane de grâu, dar n-au bani, încă nu l-au vândut. Pe de unde să-ți dea ei bani? Dar poate veni și spune, domnule, eu vă aduc un vagon de grâu la casa Domnului. Grâu am adus, grâu vă dau. A, și un coleg mi-a luat ideea, ei aveau mult porumb în zonă, zic, bă, Viorele, ce fain. Deci m-am dus și am vorbit cu frații, care cât trebuie să pună zeciuiala, am hotărât ziua când, am venit cu tirul, am încărcat-o porumbul, ne-am dus în altă parte a țării, l-am vândut acolo, că ea n-aveau, de acolo am încărcat tirul cartofi, am adus la noi, că nu aveam, și ce bani frumoși am făcut pentru biserică, zic, mi se pare normal, păi om de unde să-ți dea bani? Omul îți dă cartofi, mere, ce are, da? Deci, noi avem câteva lucruri. Prima este zeciuiala. Că vă place sau nu vă place, zeciuiala este porunca lui Dumnezeu și ca să mă duc pe varianta foarte scurtă, nu o să vă placă, care nu dați zeciuială, îl furați pe Dumnezeu. Rugămintea mea, nu furați pe nimeni, dar mai ales pe Domnul. În noul, o să ziceți că Vechiul Testament, lăsați că Vechiul Testament vorbește și despre sfințenia lui Dumnezeu și ne place, Vechiul Testament vorbește și despre ce n-ar trebui să o luăm noi în seamă și tot ne place, dar în Noul Testament, trebuie să fiu cinstit cu voi, unul singur vorbește despre zecială. Știți cine? Domnul Iisus Hristos. Mie mi-ajunge. Pentru mine, dacă Iisus Hristos spune, asta e suficient. Oh, chiar nu mă mai interesează altceva, da? E, mă gândesc seara asta să vă dau un premiu, pentru că este așa de simplu de câștigat. Surorilor, spuneți-mi ce este zeciuiala. Încercați o definiție a zeciuielii. Un pic mai tare, că bătrânii aud mai greu. A zecea parte din câștig. E o variantă. Altă soră? Câte sunteți de acord cu ea? Mâna sus. A zecea parte din câștig. Ca să fac o precizare, a zecea parte din salariu sau a zecea parte din câștig? A, din venit. Știi că un frate păstor zicea, o mers la o biserică de țară și o zis sora, vai frate, noi tare slab, că suntem cu pensie de CAP, știi? Dar ea la pensia de CAP, că avea hectare, avea vreo 10 porci, din aia grăsune, avea de toate, de aia numai cu pensia era. Deci nu, biblic spune sora, până aici dau dreptate, că zeciuiala este a zecea parte din câștig, nu din salariu sau din pensie, așa. Bun, fraților, ce este zeciuiala? Hai că v-am ajutat. Care se bagă cu mine la un... Deci facem în felul următor. Dacă îmi spui ce-i zeciuiala biblic, eu slujesc unde zici tu. Mă trimiți undeva în slujire, am să nu mă trimiți chiar la capătul pământului, trimite-mă undeva unde pot. Dacă nu îmi dai definiția corectă, dai tu zeciuiala la un proiect care l-am eu. De pe o lună. Nu, nu da. Deci care intrați? Zeceala. Păi e atâta de greu. A zecea parte din câștig. A zecea parte din câștig. Ce ai spus diferit de sora? Soția lui. Ah, bun. Asta înseamnă unitate în familie. Mai bine vă dau un premiu pe unitate. Deci te bagi la, dacă eu spun, nu, dacă tu te corectezi pe tine însuți sau nevastă ta te corectează pe tine, rămâne târgul cu zeceala pe lună? Păi ce crezi? Noi putem crede și greșit. Și de câte ori crezi greșit, plătim. Că așa e și cu învierea morților. Unii nu cred în înviere și o să creadă în înviere. Ce crezi? Că toți ateii care au murit, știți ce cred acum? Ei cred în Dumnezeu. Deci toți ateii care au murit cred în Dumnezeu, cred în iad, cred în astea, dar e cam târziu. Deci, soră, să vedem dacă mai rămâi unită cu soțul sau nu. După ce ați dat exemplu surorilor, să iau un lucru foarte simplu de tot, să zicem că sora de aici din față are 10 găini. Și are 10 găini miraculoase care în fiecare zi, fiecare găină fac câte un nou. Ce înseamnă pentru sora zeciuială? Aștept răspunsul. Un nou.
Sora ce zice cu definiția? Are 10 găini, fac în fiecare zi câte 10 ouă. Pe sora interesează ce înseamnă zecioala. Un ou. Na, fii atent ce-o înțeles. Și găina. Nu, eu zic să rămânem la ouă, lasă găinile, că după asta le mâncăm pe toate seara asta. Na, fraților și surorilor, să fiți foarte atenți. Uite ce-o înțeles sora. Ea înțeles seara asta că zecioala e obligatorie, că trebuie să dea 10-a parte din venit. Sora mâine se duce, mâine seară adună ouăle, îl vede pe unul crăpat un pic și zice, ăsta e a Domnului. Nu? Dar de ce nu zice așa? A, trebuie să dea... Bun, atunci sora zice altfel. Sunt 10 ouă, îl aleg pe cel mai micuț. Păi stai un pic, de ce pe cel mai mare? Nu, 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 nu așa are inima. Cum? Lasă, băi, nu roade acum. Ascultă, știi ce spune porunca? Deci aici nu suntem noi atenți. Sigur, pe noi un pic ne încurcă că noi suntem cu cardul, cu cash-ul, cu nu știu ce, dar știți ce ne încurcă? Că noi nu dăm produse. Dar porunca nu era să dai a 10-a parte cantitativ. Porunca era culegi merele. Dintre mere le alegi pe cele mai frumoase. Și cele mai frumoase, a 10-a parte din cele mai frumoase le dai Domnului. Cel mai bun ou, cel mai sănătos, fără defect, fără cutare. Deci zeciuiala nu e a 10-a parte, ci e cea mai bună a 10-a. Tot 10-a parte rămâne. Apropo, voi n-ați prins vremurile când părinții voștri, când mergeau cu bani la biserică, știți ce bani alegeau? Cei mai noi. Cei mai curați. Să nu fie îndoiți. Parcă acum îl văd pe tata și dacă avea cumva suta din aia nouă, domne, aia trebuie dusă la biserică. Nouă dacă ne dădea leu ăla. Păi nu-ți dădea leu ăla șifonat, mototorit. Unii se duceau anume să schimbe, că aveau ideea asta în cap. Pentru noi 10 lei, tot 10 lei. Dar ei aveau ideea aceasta în cap, că eram unul aproape de ei. Domnului îi dau ce am mai bun. Na, cum e? El tot acolo rămâne, că nu mi-ar da la... Nu, asta ar trebui să ne intre nou în cap. Zeciuiala nu e a 10-a parte. E cea mai bună a 10-a parte. Pentru că sunt multe domenii unde, când vom hotărâ, va fi mare diferență dacă e cea mai bună sau nu e cea mai bună. Și evreii, ca să mai jongleze ei cu Dumnezeu, ei încercau să aducă. Și știți că Dumnezeu spune, bă, da, adu-i o primarului. Adică tu te-ai dus, ai văzut mielul ăsta șchiop, nu, nevastă, să-l dăm în numele Domnului. Apropo, ideea asta cu dată în numele Domnului. În numele Domnului nu dăm ciurucuri. În numele Domnului nu dăm ce n-avem nevoie. În numele Domnului dăm ce-i mai bun. Sau avem grijă să fie cei mai buni. Dar aici nu este vorba despre zecioală, doar așa am făcut o paranteză. În capitolul ăsta e vorba despre plătirea slujitorilor, salarizarea slujitorilor. Dar nicio treabă. Susținerea slujitorilor cu Evanghelia nu e în capitolul ăsta. Capitolul ăsta spune așa, strângerea de ajutoare pentru sfinți. Și îmi permit să citesc, acolo în 16 spune așa, că în prima zi a săptămânii să pui deoparte, cât să pui deoparte? Păi frate, dacă citești matale cât te lasă inima și pe mine mă lasă inima să-ți dau mult. Ia citește. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi sau cine vrea. Vedeți, nu numai zeciuiala este obligatorie, și dărnicia este obligatorie. Adică e vorba de fratele care este în necaz. Și nu poți să spui, îl iubesc pe fratele meu, dar nu sunt alături de el. Fiecare din voi să pună acasă, deoparte, ce va putea, cum?
după câștigul lui, nu cât îl lasă inima. Că inima poate să nu mă lase și am o problemă. Și eu trebuie să discut, băi, dar eu cât câștig? Păi câștig 2 lei. Păi din 2 lei cât să pun? Acolo 5 bani, că trebuie să-mi țin și familia și alte. Bun, și dacă câștig 2 milioane? Tot 2 bani? Iarăși unii nu știu de unde au luat, când au venit, zice, n-am bani mărunți pentru biserică. Nu, și care-i problema? N-ai bani mărunți? Pune-i pe aia mare. Cineva a zis, că nu contează, că dacă pui 100 de euro și ai vrut să pui numai 10, Domnul numai 10 socotește. Deci nu e nicio problemă. Că el zice că cine dă. Ei, o să vă las să lecturați 2 Corinteni 9, pentru că spune așa, hai să vă citesc câteva versete. Versetul 5. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi, să se pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu zgârcenie, nu cu dărnicie. Să știți că cine seamănă puțin va culege enorm de mult. Iar cine seamănă mult va culege puțin, nu? Și aici, după ce spune astea cum să dai, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că pe cine dă cu bucurie, dar eu, mie îmi spune și cum să hotărăsc în inima mea. Și eu hotărăsc dinainte în inima mea. Am așa venit, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu m-a ocrotit, pot dărui atât și după ce am hotărât în inima mea biblic, atunci nu mai schimb, ci după cum am hotărât în inima mea, dau nu cu părere de rău sau de silă, ci dau cu bucurie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am de unde dărui. Pentru că, să știți, există ispitea asta, stai, te gândești, ești în prezența lui Dumnezeu, ai hotărât și după asta, bă, dar pe atâta, dar pe acum, dar pe... Știi că diavolul tot vine să te încurce, da? Și nu, dă cu bucurie, da? Dumnezeu poate să vă umple, cel ce dă sămânță în chipul acesta veți fi îmbogățiți, da? Ascultați-mi cu un lucru, ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar ele sunt și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu, versetul 12-13, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăbească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă. Spuneți-mi din toată chestia asta, unde băgați cerșetoria, excrocheriile, șmecheriile și toate astea? Știți ce am întâlnit eu în lumea evanghelică? Și la noi la biserică. În primul lucru, toată lumea trebuie să vină la ieșirea din biserică, să stea acolo la cerșit, că pocăiți, nu știu, cu inimă bună sau proști și dau, da. Dar noi știm, fraților, noi știm ce fac oamenii aia, corect? Bun. Ce spune Pavel aici? Dacă tu o să dăruiești, celălalt o să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu, celălalt o să-l slăvească pe Dumnezeu, o să înțeleagă. Asta se întâmplă când dăm noi bani așa, aiurea? Știți, mai există și expresia, frate, ce pe mine nu m-a interesat, eu i-am dat în numele Domnului, treaba lui ce face cu el, serios? Deci eu la un drogat îi dau în numele Domnului și treaba lui, dar nu știu ce o să facă? Păi eu ar trebui să mă uit dacă dărnicia mea îi face pe oameni să facă ce scrie aici. De ce spune că e strângerea de ajutoare pentru sfinți, pentru frații mei în nevoie? Pentru că frații mei în nevoie se roagă lui Dumnezeu și eu voi fi răspunsul lui Dumnezeu pentru ei. A, o să ziceți, frate Iuga, păi îmi dai niște bătăi de cap, deci acum eu după ce că mă rog să pot câștiga bani cinstit, acum să mă rog și să-i cheltui înțelept. Ai priceput foarte bine. Deci banii nu se aruncă că i-am câștigat cu ajutorul lui Dumnezeu, ci banii se dau tot cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cu călăuzirea lui Dumnezeu. Dar vă dau un sfat. Că spui, păi frate, dar necăjitul nu-i necăjit? Sigur că da. Dar v-aș da o variantă, dar e cam grea. Vezi pe cineva care vine că e necăjit, da? Și spui, băi, trebuie ajutat. Îi ții și o predică sau îi dai numai 10 euro? Că poate ar fi bună și o predicuță. Să spui, băi, Vasilic, ia vine tu încoace.
Uite, eu m-am hotărât să-ți dau 10 euro. Ia întreabă tu, ți dau de prost? Uite la mine, chiar așa prost arăt că... De asta tu când pleci mai încolo, zic, bă, prost ești ăsta, la mai prostitate. De asta ți dau sau ce? A, nu. Să spui, eu nu ți dau de proști și nu ți dau nici că n-am ce face cu banii. Și de ce ți dau? Pentru că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Pentru că Dumnezeu mi-a spus să fiu milostiv. Îi introduci noțiunea despre Dumnezeu. Dacă nu știe, îl înveți. Dacă zice, mă grăbesc, zic, du-te, eu încă mai am din predică, da? Da, du-te fără bani, da? Apoi spui, ai vrea să-ți dau și săptămâna viitoare? Păi, săptămâna viitoare îți voi da dacă tu faci rugăciuni. Tu roagă-te lui Dumnezeu să mă țină sănătos, tu roagă-te lui Dumnezeu să pot munci și roagă-te lui Dumnezeu să-mi țină inima bună, că dacă Dumnezeu nu-mi ține inima bună, degeaba am dat, că nu-ți dau. Păi l-ai pus pe ăla să se roage, l-ai pus să mulțumească lui Dumnezeu, l-ai pus toate astea, s-ar putea pe unul chiar să-l ajuți și să spună, păi dacă Dumnezeu te ajută pe tine și tu depinzi de Dumnezeu, nu m-ar putea ajuta și pe mine Dumnezeu? A, bună idee! Hai să ne rugăm împreună din starea în care ești să te facă Dumnezeu ca tu să poți dărui la altul. Sau dacă spune, a, pe mine nu mă interesează chestiile astea, spui, auzi, eu ce am vine de la Domnul și eu nu pot risipi. Dar știți cât de ușor este în lumea asta? Suntem aglomerați? Ce mă interesează pe mine, știi? Am fost ispitit și eu, frate, eram într-un birou, în fine, undeva, la o biserică și noi trebuia să urcăm la amvon, sper să nu se înregistreze, da? Și am stat acolo să ne rugăm, intră unul. Păi, frate, ce iar o venit aia? Ideea că era cunoscută, se pare, iar o venit aia, că nu știu ce. La care un frate, eu am rămas blocat, frate, la care un frate zice, băi, tu te dai 200 de euro să scăpăm de ea, că nu mai avem vreme. Eu am rămas blocat. Să vă spun ce am gândit atunci, dar mi-a fost rușine, nu le-am spus. M-am gândit, băi, eu am venit aici, predic cu tare, motorină, ăștia de mi-au dat 50 de euro la final, o să creadă că mă îmbogățesc. Zic, nu mai bine plângeam și eu ca aia 5 minute? Am zis, bă, aia pe bune, și dacă o plâns 10 minute? Bă, 10 minute în 200 de euro, frate, dacă ai și experiență la prânz. Adică 200 de euro în 10 minute. Mi se pare totuși că e eficient. Dar vedeți, dacă nu suntem atenți, ideea asta, hai să scăpăm, că noi avem treabă, stai un pic. Apostolul Pavel spune, oameni buni, inclusiv ajutorarea pentru sfinți are niște reguli. Amin? Amin. Pentru că până la urmă, fraților, noi suntem ai Domnului, ce avem este a Domnului și trebuie să administrăm cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Și mai am o întrebare, dacă nu se supără frații, că oricum mi-am depășit. Care sfinți trebuie ajutorați? Oare aia de aproape sau aia de departe? Că iar am văzut, eu vă spun așa cum bătrânii spun și din experiența lor. Știți pe cine ajutăm cel mai mult? Cu cât îți mai de departe, cu atât ai mai primit. Copiii din Afganistan sau din Uganda. Super, dar voi n-aveți copii. Adică eu nu zic că nu trebuie ajutați ăia de acolo. Dar uneori parcă noi n-avem nimic, numai aia de acolo. Săraci de nu știu unde. Bun, dar poate avem și noi doi săraci, mai aproape, da? Cred că Mântuitorul ar spune pe alea să le faceți și pe astea alte să nu le rămâneți. Vă mai fac o mărturisire și închei. Asta discuția unui păstor cu nevastă sa. Nu-i vorba de mine și nici de nevastă. Nu, ca să vă lămuresc, da? Păstorul slujea la niște biserici la țară, nevasta cu copiii mergea la biserică la oraș. Și păstorul încearcă să lămurească pe nevastă, tu nu-ți da zeciuiala și alea la biserica unde te duci tu, dă tu aici, la noi, la țară, na, că suntem mai necăjiți. Soția zice, băi, mie mi se pare normal să dau în primul rând la biserica unde mă duc, care mă slujește, unde mă hrănesc, unde se ocupă păstorul, dar ce, n-au ei bani destui. La care sora face o descoperire în cuvânt. Dar zice, nu scrie acolo, aduceți la casa Domnului să fie din belșug. Da.
Deci mântuirea cere perseverență până la capăt. Amin? Altfel degeaba, Doamne ferește-ne. Învierea cere pregătire. Nu suntem pregătiți pentru înviere, vom învia, dar nu o să ne placă. Ajutorarea cere participare. Trebuie să ne implicăm toți, nu totdeauna toți în același loc, nu toți în același fel, dar toți în ascultare de Dumnezeu. Ne plecăm genunchi în fața Lui, cerem călăuzirea Lui și ascultăm de Domnul, pentru că ascultarea face mai mult ca orice jertfă. Amin.